În județul Buzău a început de aseară să ningă puternic, iar dis de dimineață au apărut primele incidente. Din cauza cantității mari de zăpadă, dar mai ales a viscolului, autoritățile împreună cu polițiștii au luat în premieră o decizie severă. La ora 9 s-a decis închiderea tuturor drumurilor naționale, dar și a celor județene. Din acel moment, județul Buzău a fost izolat rutier. Am înțeles mult, au fost la Eu vă înțeleg perfect, nu se poate trece. Revin. Știu, da. Mergeți, ieșiți, vă spați în Pretea, ieșiți pe sub Pretea și vă întoarceți în municipiul Buzău, așteptați, este cel mai bine așa. Până la serviciu la Nissan am nevoie, mă duc să schimb un bec. V-am înțeles, drumul este blocat deocamdată, vă întoarceți în municipiul Buzău și după aceea o să reveniți când se va da drumul la drumul european. Momentan este închis. E în localitate, domnule. V-am înțeles, nu este niciun fel de problemă. Codul roșu a dus la închiderea tuturor drumurilor naționale din județul Buzău. Potrivit șoferilor și polițiștilor, de-a lungul drumului european 85 s-au format suluri de zăpadă de care mașinile nu pot trece. Odată cu introducerea codului roșu, pe raza județului Buzău, toate drumurile naționale și județene au fost închise. Tocmai pentru a proteja cetățenii județului Buzău, să nu înregistrăm victime sau persoane blocate în zăpadă. Șoferii au știut de avertizările meteorologice de ninsoare abundentă și viscol, cât și de riscul închiderii drumurilor. Cu toate acestea, au plecat la drum și au îngroșat apoi rândurile celor care au așteptat reluarea traficului în spatele barierelor amplasate de autorități. Partea să mai circul. Își fac autoritățile treaba, doamne. Ar putea să dea drum la câte o mașină așa. Dar totuși e cod roșu, nu v-ar fi teamă să plecați la drum? Dacă ai mașina bine echipată, cu atenție, și mai bagă și ei mașinile astea la dezăpezire, plec să cer. Ați plecat la drum pe cod roșu? Am plecat, vineam de la, cum îi zice, de la Ploiești. Și încercați să ajungeți la Brăila acum? Vă lasă jandarmii? Ei, ne las. Ce v-au spus? Azi că nu avem voie. De la cine aderea să circul pe partea aia cu Sărat, Focșan, Brăila și aici nu. Deci când am ajuns aici, zic că noi nu îți dăm voie. Poate ei să zică orice. Știați de ieri că este o atenționare și v-ați încumătat să plecați la drum? Și am ajuns. M-am dus până la plăi și m-am întors înapoi până aici. Alții răsturnați, dar eu am ajuns. Deci sunt și mașini răsturnate? Da, pe drumul de la Mizil spre Buzău. Sunt răsturnate și ăștia cu lama, că nu pot să le zic altfel, umblă cu lama saltată, nu dă niciun pic de sari cu nisip. Și să plimbă în viteza cea mai mare, pe toate drumurile, gheață și nu dă cu nimic pe drum. E corect că s-au închis drumurile? Normal. Mulți dintre șoferii care s-au încumetat să plece la drum, habar nu aveau ce îi aștepta la ieșirea din oraș, din cauza viscolului, abia dacă se vedea la câțiva metri înainte. Aflați la adăpostul orașului, șoferii sunt păcăliți și cred că se poate circula foarte ușor și pe drumurile naționale. Odată ieșiți din oraș, însă vântul bate cu putere foarte mare, iar zăpada este adusă de pe câmp pe partea carosabilă. Pentru a-și rezolva problemele, au fost și șoferi care au ignorat interdicția impusă de polițiști și au găsit soluții să treacă de filtre. Să merge pe jos, că așa vrea jandarmeria. Dacă nu m-a lăsat să merg 100 metri cu mașina personal până la firmă, am adus-o pe cealaltă și transport pâinea, că așa trebuie. Totuși, ce părere aveți despre faptul că se închid drumurile având în vedere codul roșu emis? Nu este aceea, pe o distanță de 5 km putea să dea drumul să circule, da? Deci nu este corect. Echipajele de intervenție au acționat atât în accidentele rutiere petrecute din cauza zăpezii și a poleiului, cât și la persoanele suferinde care nu puteau ajunge la spital din cauza vremii. Cea mai importantă misiune din cursul zilei de astăzi a fost anunțată prin sistemul 112 la ora 5:35, unde un autocar cu 33 de persoane ce se deplasa din direcția Buzău către București, pe raza localității Limpeziș,
practic a suferit un derapaj, autobuzul s-a înclinat spre dreapta, persoanele din autocar nereușind să se autoevacueze. Drept pentru care a fost solicitată intervenția forțelor și mijloacelor din cadrul ISU Buzău și au reușit deblocarea lor pe trapa superioară a autobuzului. Ambulanțele, acolo unde întâlnesc dificultăți în deplasare, solicită din partea drumurilor județene și drumurilor naționale antimergător, astfel încât să poată ajunge în timpul cel mai scurt la pacient. De asemenea, din cauza viscolului puternic, peste 9.000 de buzoieni din 11 comune ale județului, în special din zona de câmpie, au rămas fără energie electrică.